Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, am parcurs o importantă secțiune din cartea Levitic, privitoare la conduita pe care trebuia să o aibă evreul, omul din cadrul poporului lui Dumnezeu. Desigur că aceasta ne îndeamnă să gândim mult mai serios atitudinea pe care trebuie să o avem noi, copilul lui Dumnezeu din zilele noastre. Acum suntem la un nou capitol, capitolul 20. Dr. Andrew Bonner intitulează acest capitol din Levitic în felul următor avertizmente cu privire la păcatele foștilor locuitori ai țării. Cu alte cuvinte, acestea erau păcatele cananiților. Se pare că pedepsa cu moartea era dată pentru încălcarea oricăruia dintre cele 10 porunci. Nu sunt enumerate toate aici în acest cod penal care prevede pedepsa cu moartea. Sunt date numai câteva ca exemple. De exemplu, uciderea nu este enumerată în acest capitol, dar aflăm din altă parte de pedeapsa cu moartea pentru acest păcat. De aceea, presupun că pedeapsa cu moartea era dată pentru încălcarea oricărea dintre cele 10 porunci și am amintit-o pentru că este o pedeapsă prezentă în acest capitol din plin. Dar mai bine să vedem ce cuprinde el în totalitatea lui. Mai întâi, în primele cinci versete, observăm pedeapsa capitală pentru cei care își aduc copiii ca jerfă lui Moloch. Spiritismul, demonismul, este și el pedepsit cu aceeași pedeapsă capitală, așa cum aflăm de la versetul 6, înainte. Pedeapsa capitală pentru cei care își bleastă mama sau tatăl ne este explicată în versetul 9. Tot pedeapsa capitală Primesc și cei care comit adulter, așa cum aflăm de la versetul 10. Apoi, avem de-a face și cu delictă care cer o pedeapsă mai mică. Și de la versetul 17 până la 21, înțelegem lucrul acesta. În cele din urmă, avem și o concluzie la legea sfințeniei, începând de la versetul 22. Începem, deci, cu cei care își aduceau copiii jertfă lui Moloch. Domnul a vorbit lui Moise și a zis. Observați-vă rog că Dumnezeu vorbește cu Moise, nu și cu Aron, nu și cu întregul popor. El vorbește cu dătătorul legii pentru că ceea ce avem aici este un cod penal. Pavel spune că aceia care sunt puși în poziții de autoritate nu degeaba poartă sabia. Ei trebuie să o folosească. Citiți-vă rog capitolul 13 din Romani. Un judecător nu are niciun drept să lasă un criminal sadic, un ucigaș nebun să umble liber pe străzi și să-i pună în pericol pe cetățenii pașnici. Cineva a spus că scaunul electric este oribil. Da, este. Dar gândiți-vă că în vechime se practica uciderea cu pietre. Nici așa ceva nu este o imagine prea frumoasă. Nimeni nu a spus că este ceva frumos și nici nu este aceasta intenția. Dar să nu uităm, crima este un lucru la fel de oribil. Spune copiilor lui Israel: Dacă un om dintre copiii lui Israel sau dintre străinii care locuiesc în Israel dă lui Moloch pe unul din copiii lui, omul acela să fie pedepsit cu moartea, poporul din țară să-l ucidă cu pietre. Închinarea la Moloch era un lucru sălbatic, plin de cruzime, satanic. Copiii erau aduși ca jerfe zeului Moloch, care era roșu, încins de foc. Conform descrierilor istoricilor, Brațele idolului erau deschise și copilul era aruncat într-o gaură plină de foc. Acesta era un ritual demonic, diavolesc. Dar ce contrast cu Domnul nostru Isus Hristos, care îi chema în brațele sale pline de dragoste pe copilași. Uciderea cu pietre era pedepsa pentru această crimă a aducerii copiilor ca jerfă lui Moloch. Este greu de presupus că se opunea cineva acestei pedepse. Aproape că era prea blândă pentru așa ceva, Dragi prieteni, sunt de părere că brutalitatea unor părinți față de copii ar mai scădea dacă legea ar proteja pe micuții fără apărare. Eu îmi voi întoarce fața împotriva omului acelui și îl voi nimici din mijlocul poporului său pentru că a dat lui Moloch pe unul din copiii săi. A spurcat locașul meu cel sfânt și a necinstit numele meu cel sfânt. Acesta este limbajul cel mai dur cu putință eu mă voi întoarce fața împotriva omului aceluia. Era acesta un păcat de neiertat? Nu știu. Dar fiecare cuvânt din acest verset este un invectiv puternic și îl voi nimici din mijlocul poporului său, spune Domnul. De ce? Pentru că acesta era un păcat împotriva lui Dumnezeu. Se spurca locașului cel sfânt și se necinstea numele său cel sfânt. În cartea Ezechiel, în capitolul 23, începând cu versetul 37, Aflăm că acesta era păcatul comis de copiii lui Israel și unul din motivele pentru care a venit judecata lui Dumnezeu asupra lor. Amintiți-vă că idolatria era un delict de înaltă trădare într-o țară organizată ca teocrație. Iată ce spune acest pasaj. Ele s-au dedat la preacurvie și pe mâinile lor este sânge. Au preacurvit cu idolii lor și copiii pe care mi-i i-au trecut prin foc în cinste lor ca să-i mănânce, Afară de aceasta, iată ce mi-au mai făcut. Mi-au spurcat locașul cel sfânt în aceeași zi și mi-au pângărit sabatele. Căci după ce și-au jerfit copiii la idolii lor, tot în ziua aceea s-au dus și în locașul meu cel sfânt ca să-l spurce. Iată ce au făcut în casa mea. Lucrul acesta, dragii mei, era o răciune înaintea lui Dumnezeu. Care ar fi echivalentul zilelor noastre? Desigur, noi nu mai avem astfel de zeități, astfel de idoli, dar este vorba despre acei copii pe care nu-i creștem în teama de Domnul, pe care îi aruncăm în brațele lumii de astăzi și lăsăm arși, lăsăm conștiința lor bulversată de ceea ce se întâmplă în jurul lor. Dacă poporul țării închide ochii față de omul acela care dă lui Moloch copiii ai săi și nu-l omoară, îmi voi întoarce eu fața împotriva omului aceluia și împotriva familiei lui și îl voi nimici din mijlocul poporului lui împreună cu toți cei ce curvesc cu el cu moloh. Dacă un om păstra tăcerea când vedea că un vecin se închina lui Moloch aducându-și copilul ca jerfă, aceasta însemna că era părtaj la acea nelegiuire. A arăta clemență față de executarea pedepsei îl făcea pe un om vinovat. El era nimicit din mijlocul poporului său, ceea ce era echivalent cu pedeapsa cu moartea. Dacă cineva se duce la cei ce cheamă pe morți și la ghicitori ca să curvească după ei, îmi voi întoarce fața împotriva omului aceluia și îl voi nimici din mijlocul poporului său. Aceasta era o altă practică a cananiților care trăiau atunci în țară. Era religie falsă, cu siguranță de natură satanică, Poate că veți spune că nu era ceva real sau supranatural în chemarea morților și înghicit. Dar să știți că și închinarea satanică are parte de supranatural. Domnul Isus însuși ne-a avertizat spunând că va veni un anticrist care va putea face minuni și dacă va fi posibil, îi va înșela și pe cei aleși. Satan este un mincinos și tată al minciunilor. Dumnezeu spune că își va întoarce fața împotriva omului care va apela la astfel de practici. Iată acum ce ne spune în ultimul verset al capitolului, versetul 27. Dacă un om sau o femeie cheamă Duhul unui mort sau se îndelenicește cu ghicirea să fie pedepsit cu moartea, să-i ucideți cu pietre, sângele lor să cadă asupra lor. Am adus acest verset aici pentru că se referă tot la superstițiile satanice. Posedarea de către demon este un lucru real și a existat în toate timpurile. În prezent, Multe secte și multe astfel de mișcări sunt promovate de oameni care sunt posedați de demoni. Aceasta este lucrarea lui Satan. Pedepsa cu moartea era dată și pentru cei care se implicau în ritualuri satanice și oculte. Unii oameni se miră când află că și închinătorii lui Satan au putere. Sigur că diavolul are putere. Despărțirea de Cuvântul lui Dumnezeu și de Dumnezeu în cele din urmă duce la eroare. Și de aici până la sectele de tot felul este doar un pas. De ce a pronunțat Dumnezeu pedepsa cu moartea pentru participarea la astfel de ritualuri satanice, pentru angajarea în ocultism? Răspunsul îl dă tot Dumnezeu. Voi să vă sfințiți și să fiți sfinți, căci eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru. Să păziți legile mele și să le împliniți. Eu sunt Domnul care vă sfințesc. Aceste versete oferă un motiv destul de bun, un motiv suficient pentru pedeapsa cu moartea. Acești oameni trebuia să fie sfințiți pentru că erau ai lui Dumnezeu, iar Dumnezeu era și este și va fi sfânt. Orice abatere de la acest standard era o încălcare a conduite impuse de Dumnezeu. A practicat tot ce este descris în acest capitol înseamnă a te întoarce de la Dumnezeu spre Satan era un adulter spiritual și însemna înaltă trădare. Oamenii nu-și dau seama astăzi cât de serios este lucrul acesta. Acesta este universul lui Dumnezeu. Dragi prieteni, Dumnezeu este o realitate. Legile lui Dumnezeu nu trebuie tratate cu ușurătate. Ajungem acum la pedepsele pentru cea de-a cincea poruncă. Dacă un om oarecare blastămă pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea, a blestemat pe tatăl său sau pe mama sa, sângele lui să cadă asupra lui. Cea de-a cincea poruncă nu trebuia să fie trecută cu vederea, și nici nu trebuia să se considere că are o importanță mai mică. În capitolul 19, versetul 3, evreilor li se spunea să-și cinstească părinții. Acum, pedepsa cu moartea este aplicată pentru blestemul la adresa mamei sau a tatălui. În Roman, capitolul 1, versetul 31, Pavel vorbește despre cei care sunt lipsiți de afecțiune naturală, de dragoste firească. Tot în Biblie ni se spune că în zilele din urmă copiii vor fi neascultători de părinți și nu vor avea dragoste firească. Iată ce scrie Pavel în a doua epistolă către Timotei, capitolul 3: Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine. Aceasta era o caracteristică a păgânilor din trecut și va fi o caracteristică a zilelor din urmă. Pedeapsa formulată aici constituie o măsură extremă. Este nevoie să menționăm că Biblia vorbește și despre harul oferit omului în această privință. Domnul Isus ne-a lăsat pilda fiului risipitor care s-a întors acasă și a fost primit de tatăl său. Acesta este harul, adică dragostea manifestată fără ca celălalt să merite lucrul acesta. Dragii mei, și noi avem o promisiune pe care ne putem baza. Ea este exprimată de Ioan în prima sa epistolă, în capitolul 1, versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Aceasta este ceea ce face Dumnezeu. Nu numai că ne iartă, dar ne și curățește de nelegiuirea noastră. Cu alte cuvinte, poate aduce și restaurarea noastră. Lucrul acesta este valabil și pentru cei ce comit adulter, deși pedeapsa era deosebit de dură. Dacă un om preacurvește cu o femeie măritată, dacă preacurvește cu nevasta aproape lui său, omul acela și femeia aceea preacurvari să fie pedepsiți cu moartea. Dacă un om se culcă cu nevasta tatălui său și descoperă astfel goliciunea tatălui său, omul acela și femeia aceea să fie pedepsiți cu moartea, sângele lor să cadă asupra lor. Dacă un om se culcă cu norusa, amândoi să fie pedepsiți cu moartea, au făcut o amestecătură de sânge, sângele lor să cadă asupra lor. Această secțiune se referă la păcate de nedescris și aproape de necrezut. Adulterul, sub orice formă, era pedepsit cu moartea. Păcatele sexuale au dus la destrămarea celor mai puternice imperii. Cred că sexul și băuturile spiritoase au fost cauza căderii Babilonului. Acesta este un avertisment pentru fiecare popor, dragii mei. Avem aici și o mustrare și o respingere a moralei permisive de astăzi. Aceste păcate au dus foc și pucioase asupra Sodomei și Gomorei. Acestea au fost păcatele care l-au îndemnat pe Dumnezeu să renunțe la un popor, așa cum ne spune și Pavel în epistola sa către Romani. Iată ce scrie el. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singur trupurile, căci au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturi în locul făcătorului care este binecuvântat în veci. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patim scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au oprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în conștiința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. În ciuda imoralității îngrozitoare acestor păcate și a severității pedepsei, Mântuitorul este gata să ierte pe oricine vine la el. El a pus moartea sa ispășitoare între acest păcat și femeia prinsă în adulter. Moartea sa face ispășire pentru voi, dragi prieteni, dacă veniți la el cerându-i să vă ierte. Să continuăm însă. Dacă un om ia pe sorusea, fata tatălui său sau fata mamei lui, dacă vede goliciunea ei și ea i-o vede pe a lui, este o mișelie. Să fie nimicit sub ochii copiilor poporului lor. El a descoperit goliciunea sorei lui, își va lua pedeapsa pentru păcatul lui. Dacă un om se culcă cu o femeie care este la sorocul femeilor și îi descopere goliciunea, dacă îi descoperă scurgerea și ea își descoperă scurgerea sângelui ei, amândoi să fie nimiciți din mijlocul poporului lor. Dragi prieteni, poate vă gândiți, de ce vorbim de astfel de lucruri atât de intime? Dar aceasta este o continuare a păcatelor groaznice a căror consecință era nimicirea. Să nu credeți acum că Dumnezeu are o singură unitate de măsură și orice ai fi făcut nu există decât o singură pedeapsă, moartea. Dumnezeu nu pedepsește la fel orice lucru. Cu toate că nu este părtinitor, Dumnezeu are o măsură corectă a lucrurilor. Și dacă El le abordează în cele mai intime aspecte, este pentru că El vrea o curăție deplină. El este un Dumnezeu curat pe deplin, sfânt pe deplin. Și același lucru așteaptă de la noi. Dacă nu este posibil prin faptele noastre, prin atitudinile noastre, El ne aduce aminte că este Domnul Isus Hristos, acela care are puterea să ne curățească, acela care are puterea să ne izbăvească. Mergem mai departe și găsim aici o serie de delicte care nu sunt pădepsite cu moartea. Să nu descoperi goliciunea sorei mamei tale, nici a sorei tatălui tău, căci înseamnă să descoperi peruda ta de aproape. Amândoi aceștia își vor lua pedeapsa păcatului. Dacă un om se culcă cu mătușa sa, a descoperit goliciunea unchiului său, își vor lua pedeapsa păcatului lor vor muri fără copii. Dacă un om ia pe nevasta fratelui său, este o necurăție. A descoperit goliciunea fratelui său, nu vor avea copii. Relațiile sexuale cu o soră vitregă erau interzise, iar pedeapsa pentru acest păcat trebuia executată în public. Dumnezeu cerea sfințenie și curăție în toate aspectele vieții, în toate detaliile, mai ales în ceea ce privește relațiile sexuale. Dumnezeu interzicea relațiile sexuale între rude apropiate. El nu spune că cei vinovați de astfel de păcate nu vor avea copii, ci spune că ei vor rămâne fără copii. Copiii lor vor muri înaintea părinților care au săvârșit păcatul. Să păziți toate legile mele și toate poruncile mele și să le împliniți, pentru ca țara în care vă duc să vă așez să nu vă verse din gura ei. Dragi prieteni, Dumnezeu i-a scos pe cananiți din această țară din cauza păcatelor îngrozitoare pe care aceștia le comiseseră. El avertizează poporul evreu că va împărtăși aceeași soartă dacă va comite aceleași păcate. Știți că neascultarea oamenilor față de Dumnezeu a tras asupra lor luarea în robie în Babilon? Este ceea ce găsim în relatarea din Doi Împărați, capitolul 21. Este lucrul asupra căruia trebuie să avem o foarte mare atenție, pentru că aceste lucruri se întâmplă din plin și în lumea în care trăim. Nu putem să ne considerăm mai buni sau mai sfinți decât acei oameni. Oricât de mult am condamna aceste lucruri, dragii mei, se pare că nu este suficient, pentru că natura păcătoasă pe care o avem ne îndeamnă la astfel de păcate. Dragi prieteni, cuvântul lui Dumnezeu se împlinește mai devreme sau mai târziu, chiar dacă nouă ne place sau nu, Iată de ce trebuie să-l tratăm cu foarte mare atenție. Să nu trăiți după obiceiurile neamurilor pe care le voi izgoni dinaintea voastră, căci ele au făcut toate aceste lucruri și mi-este scârbă de ele. Acest verset ar trebui să răspundă la întrebarea referitoare la dreptatea lui Dumnezeu în nimicirea unora dintre popoarele care au ocupat Palestina. Dumnezeu a interzis poporului Său să ia sau să atingă ceva din Erihon în timpul cuceririi acestuia. V-am spus, voi le veți stăpâni țara. Eu vă voi da în stăpânire. Este o țară în care curge lapte și miere. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, care v-am pus deoparte dintre popoare. Țara pe care Dumnezeu le-a dat-o era o țară în care curgea lapte și miere, un ținut împădurit. Mai târziu însă, din păcate, regiunea aceasta a fost atinsă de păcatele omului. Dumnezeu enumeră acum din nou legile care urmau să diferențieze poporul său de toate celelalte popoare. El a început cu regimul lor alimentar și încheie cu el. Să faceți deosebire între dobitoacele curate și necurate, între păsările curate și necurate, ca să nu vă spurcați prin dobitoacele, prin păsările, prin toate târătoarele de pe pământ pe care v-am învățat să le deosebiți ca necurate. Voi să fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, eu Domnul. Eu v-am pus deoparte dintre popoare ca să fiți ai mei. Dragi prieteni, Israelul are încă probleme cu teritoriile pe care ar trebui să le moștenească, pentru că nu au ascultat de Dumnezeu. Ei trebuia să fie un popor sfânt, pentru Dumnezeul lor cel sfânt. Au avut parte de necazuri și de confruntări tot timpul, din momentul în care s-au întors în țara lor. Știți care este problema? Ei au revenit în țara lor, dar încă nu s-au întors către Dumnezeu. Atunci când o vor face, și lucrul acesta se va întâmpla într-o bună zi. Dumnezeu va aduce o binecuvântare extraordinară peste țara aceasta. Trebuie să fie și pentru noi o lecție, dragul meu ascultător. Dumnezeu este măreț și sfânt și el cere sfințene din partea copiilor Săi. Și aceasta este cheia cărții pe care am studiat-o. Aici se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.